Slavă adevărului care pe tine ne ești, pe toate le plinești. Mistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sărășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Amin. Sfinția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Domnului, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pace tuturor naturilor, starea Sfintelor de Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întâlnirea văzducului, pentru belșugarea roatelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc uscat pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și al lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Mânia, primeștia și nevoia, fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, prea binecuvântată,
Slăvită Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, toți Sfinții Său pomeniți, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui, binecuvântat ești, Doamne. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomeni. Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește! Pre noi înșine și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. A Ta este stăpânirea, Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele neschimbate ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Mântuiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-un părăția Ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor,
fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, Cune treți. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți, pe noi cei ce scântăm. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ești de nepenor.
să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, nu mă trece cu vederea. Înțelepciune. Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului ca să mă prindă, dar printr-o fereastră am fost lăsat în jos peste zid, într-un coș și am scăpat din mâinile lui. Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup nu știu, fie în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele, fiindcă chiar de aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, că-și voi spune adevărul. Dar mă feresc de aceasta ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine, și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, datu-mi-sa mie un ghimpe în trup, un înger al Satanei să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-L îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales într-o slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Frate cititorule, și Duhului tău. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, precum voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Iar dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Au doar și păcătoși fac același lucru.
iar dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Însă voi, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, și faceți-ne bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui preanalt. Căci El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. Pace ție celui ce bine ai vestit. Zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmăitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru astea cea iubitoare de Hristos, Doamne, pentru sănătatea și mântuirea lor. Ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahii, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și pururea poveniți, ctitorii și binefăcătorii ai Sfântului Cașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții, frații ai noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, binefăcători, închinători, slujitori acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru ctitori, binefăcători, miluitori, catedrale, mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii care se osănesc cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Încă ne rugăm
rugăm pentru cei ce ai dorit darul și pavilei sfânta și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ții, auzi-ne și ne miluiește. Odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, pentru cei ce s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic, se mai pomenesc, pentru adormiții robii lui Dumnezeu, Gheorghe și Sofia, Eudoxia, Vasile Maria, Grigore Maria, Adela, Nicolae, Ileana, Constantin, Mircea, Aglaia, Vasile, Gheorghe, Ștefan, Didina, Tudor, Ioan, Gheorghe, Vasile, Eduard, Gheorghe, Vasile, Anica, Sofia, Maria, Maria, Nicoleta, Dumitru, Vasile, Ion, Elisa, Maria, Mihai, Ion, Floarea, Elena, Maria, Vasile, Georgeta, Ion, Vasile, Maria, Victoria, Floarea, Mirela, Ion, Aurica, Iordache, Virginia, Aglaia, Gheorghe, Vasile, Ioan, Ioan, Elisabeta, Nicula, Elisabeta, Ileana, Catrina, Ileana, Natalia, Aurel, Costache, Maria, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor greșeala cea de voie și cea fără de voie. Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor, unde drepții se odihnesc mila lui Dumnezeu și împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere Domnului. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu, Duhurilor, și-a tot trupul care a călcat moartea și pe deavolul ai surpat cedrui viața lui tale, am spus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților ptitorilor, a miluitorilor, răstănitorilor și binefăcătorilor, adormiți într-un deci de învierii și a vieții veșnice, a tuturor celor ce s-au pomenit de noi la Sfânt Jertfelnicul acesta și odihnesc în cimitirul acestei biserici, în comunitatea aceasta, în parohia aceasta și în toată lumea. A tuturor celor ce n-au primit cine să-i pomenească și odihnește pe dânsii loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o să fășite cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Este învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, ce s-au pomenit și le fălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le
păluri, Doamne, veșnică pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și din veac în veac și le fălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune. Așa, stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzis, ție slavă, ținând Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vină să se apropie sau să sugească ție împărată slavă. Această zi ce este lucru mare și mică și te legea pentru puterea cerești atât și pentru iubirea Ta de oameni și ne ghide și pentru să lasă pe mântare și pentru să ne mare bine pentru și așa de unul pentru că să vă mulțumim la toate. Dar slujba să fie acestui ce ne vedem ce să vrea de slujbă să vă rog pe Doamne Dumnezeu să se punește pe cei de și iată de fără de legi m-am zis nici în păcate mă născut Maica mea. Iată adevărul ai iubit, cel ne-arătat și cel ascuns al înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați și vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inima curată zi de ești pe Dumnezeule și Duhul dreptului ești în celor toate. Da, de la fața ta și Duhul tău cel sunulat la mine. De mie bucuria mântirii tale și Duhul stăpânitor mă întărești, învățavă-i pe cei fără de legitele tale. Ce necredincioși la mine se vor întoarce. Izbăvești mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântirii mele. Bucurați se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, vâzele mele vei deschide și gura mea o veste la ta. Legii voi șerpă-ți
și dat ardere de tot unde vine cu jertfa lui Dumnezeu. Cu luminii prima frântă și smerită Dumnezeu nu o va ucesi. Tu vine, Doamne, în vânăvărea ta Sion să-ți dea scuzirea în Ierusalimă. Atunci vei vine cu jertfa dreptății. Slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. În al preasfințitul nostru Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și binecredinciosul popor român de aici, de pretutineni, cărmuitorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, pe viitoarea de Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri românași, preoți, diaconi, diaconi, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți într-o adormire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe Eftime, Arhiepiscopul Părintele nostru, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericit echidurile acestei sfinte biserici, pe altidor făcători și miluitori, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericit eroi ostași căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăr, în închisori și în revoluție, pentru apărarea patriei, slava Sfintei noastre biserici, libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus viși și adormiți, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei mai dinainte adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, fii și fiice, soții, și pe toți cei ce sunt adormiți în Domnul, pe fiecare după numele Său, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept muritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
să plinim rugăciunea noastră Domnului. Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din toate cazul mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspunsul cel bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
Că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine tu lumea să mântuiești pe cei păcătoși, de care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-a toată și de voie și fără de voie și mă vrâncești ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatul. Și
din izvorul cel fără de moarte gustat. Iubește, Dumnezeule, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțit de Sfinte trăim închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe Trespinindu-me seștele sfintele preacuratele nemuritoarele, cerește de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pre noi înșine și unii preoți și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea noastră, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-un numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Amin. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșire sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Cu al său har, cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, deja noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, răpuvioase Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Măriților și întotdeauna dați apostoli, cu ale Sfinților Preacuvioși și Dumnezeu purtător părinței noștri, cel între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă și Dumnezeu a Scriturii am săvârșit,
rugăciunile Sfântului Mucenic Chiriac și a Sfintei Cuvioasă Petronia, care pomenire o să vășim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezei și Părinții Acmișana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preacuvioase Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, frați întru Hristos, iubiți frați și surori întru Domnul, dragii mei prieteni și dragi copilași, înainte de a începe partea a doua a sărbătorii de astăzi, vreau să-mi exprim bucuria de a fi în mijlocul frățiilor voastre și vă mulțumim pentru frumoasa primire care ne-ați organizat-o încă o dată aici, în comuna aceasta, în satul acesta, unde se slăvește numele Lui Dumnezeu închinat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Iată o zi de sfârșit de septembrie, de început de octombrie, deci în zona aceasta și pretutindeni, unde s-au făcut roade date de către pământ sau date de către, știu eu, păduri, vârcele și tot ce aduce roadă în toamnă, iată, mai cerem unul sau implorăm milostivirea lui Dumnezeu să ne trimite harul Sfântului Duh ca să sfințească și acest rod al ostenerilor frățiilor voastre și care s-a ridicat cu osteneală și cu multă greutate. Dar astăzi vă invităm pe toți, iubiți credincioși, ca să primiți sărbătoarea aceasta ca o sărbătoare unică, ca un paște unic care se face unei biserici, care va deveni prin binecuvântarea de astăzi o poartă a cerului și loc de întâlnire cu Dumnezeu. Am concentrat într-un hrisov care va fi citit în fața frăților voastre și care va fi purtat solemn de către preoț în altarul nou construit și se va îngropa în Sfânta Masă, pecetuindu-l acolo ca fiind prima pagină de istorie a acestui locaș de închinare care, iată, a primit viabilitate prin osteneala frăției și prin harul lui Dumnezeu care îl va transforma, am zis, într-un spațiu de întâlnire cu Dumnezeu. Evident că sfințirea unei biserici nu este un lucru minor, și este unul poate din cele mai importante fapte care se petrec în rândul unei comunități, comunitate care este constituită de către credincioși botezați în numele Preasfintei Treimi și a cărei viață este animată spiritual și organizatorii de către preotul rânduit canonic de noi sau de orice erar pentru a răspunde la cerințele spirituale și, bineînțeles, pentru a coordona treburile administrativ-gospodărești care se fac într-o parohie. E bine, iubiți credincioși, această biserică se adaugă în șiraguri de mărgăritare a multor biserici care s-au ridicat nu numai în eparhia noastră, ci în toată țara noastră, pentru faptul că, amintiți-vă, acum 30 de ani, când poporul român, într-un fel sau altul, și-a căpătat libertatea, din punct de vedere, știu eu, democratic sau știu eu din punct de vedere social, democratic, însă și-a căpătat libertatea să se exprime liber, să se exprime frumos și fără teamă în numele bisericii ca instituție care a fost instituția cea mai oprimată în timpul comunismului, așa cum știți. Dar cu toate aceștia, ea nu a dispărut pentru faptul că nu a dispărut din suflet de credință a frăților voastre. De aceea, acolo unde a fost nevoie, pentru a înlocui, cum este cazul aici, înlocui biserica veche, care nu mai răspunde cerințelor și ale legii actuale, dar și cerințele liturgice ale comunității, e bine, am decis și împreună cu preotul de atunci și cu cei care erau responsabili de organizarea bisericească în această parohie, ca să construim o altă biserică și altă, astăzi o avem frumoasă și strălucește ca o comoară, ca un chivot frumos, ceresc, pe colina aceasta
și sper că frățiile voastre, așa cum ați așezat astăzi frumos covorul acesta roșu, să ne primiți pe noi și aceste covoare pe care le-ați așezat pe garduri, arătând că toată suflarea acestui sat participă la sărbătoare. Și în calitatea mea de ierarh, ca și cum aș intra în casele fiecărui dintre frățiile voastre, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că astăzi vă îndemn dintr-un început la bucurie, la bucurie duhovnicească, pentru faptul că ați fost aleși de către Dumnezeu să fiți ctitori înnoitori și ctitori fondatori a unei biserici noi. Nu voi v-ați ales să construiți biserică, ci Dumnezeu v-a ales pe voi să construiți această biserică în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. De aceea, dintr-un început, vă felicităm din toată inima și rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, așa cum va binecuvânta acest locaș de închinare, care, așa cum am spus, va deveni un loc de întâlnire cu Dumnezeu, unde și copiii, unde și frățiile voastre, toți cei receptivi la Harul lui Dumnezeu, se îndreaptă către biserică și acolo speră să primească ajutor și toate cele ce au nevoie fiecare credincios în perspectiva mântuirii. Așa cum am spus, am întocmit astăzi un hrisov acesta pe care l-am semnat și noi și cei care sunt și au responsabilități în administrația locală și acesta, ascultați-l pentru faptul că veți înțelege în scurt tot ce s-a realizat aici și pentru care lucru am venit astăzi să mulțumim lui Dumnezeu și cerem binecuvântarea cerului pentru a le sfinți și a le reda cultului nostru ortodox. Încă o dată vă mulțumim pentru florile recunoștinței, pentru pâinea dragostei care ne-ați primit și copiii frumoși îmbrăcați, ceea ce însemnează că este un tonus de sărbătoare și menținiți-l și în continuare, după ce vom face această pregătire, să mergeți după noi pentru a participa la slujba de sfințire, mai întâi în exterior și după aceea vom intra în interiorul bisericii, unde, cum am spus, vom îngropa acolo în Sfântul Altar acest document și împreună cu numele celor care s-au străduit să aducă la viață un locaș de închinare și astăzi să fie o sărbătoare în sufletele celor care l-au întocmit și au organizat de-a lungul vremii lucrările la această biserică. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și dăm ascultare secretarului eparhial care va citi acest document. Vă mulțumim! Hristov de Sfințire, cu puterea, cu lucrarea și cu harul lui Dumnezeu cel întreime slăvit, săvârșitul sau în anul 2019, lucrările de zidire a bisericii cu hramul izvorul tămăduirii din satul Bălăneasa, Comuna Livezi. Trei obiective din Comuna Livezi sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Bacău ca monumente de interes local. Două dintre ele sunt situri arheologice, așezarea ei neolitică aparținând culturii cocuteni și aflată la sud de satul Bălăneasa și așezarea din epoca bronzului târziu, cultura nouă, aflată la 2 km sud-vest de același sat, de malul Tazlăului. Al treilea obiectiv clasificat ca monument de arhitectură este Biserica de Lemn Sfântul Dumitru din satul Poiana, biserică ridicată în anul 1814. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Târgu Valea Rea și era reședința Plășii Tazlăul de Jos a județului Bacău, fiind formată din satele Orășa Mare, Valea Rea Sat, Valea Rea Târg, Bălăneasa, Lunca, Scăriga, Poiana și Vrăbieni. Istoria de atunci consemnează existența, alături de cea de la Poiana, a altor două, o biserică la Bălăneasa și cealaltă la Orășa Mare. În satul Bălăneasa, prin strădania proprietarului moșiei Gheorghe Candopol și a familiei sale, s-a ridicat la 1853 sfânt lăcaș de închinare din piatră în formă de cruce cu un turn clopotniță. Satul a fost multă vreme filia parohiei Helegiu, aici, rânduindu-se și împlinindu-și misiunea slujitori precum preotul Constantin Cărăușu, preotul Ciprian Dumitru Coșa, preotul Florin Ioniță, când satul a devenit parohie de sine stătătoare. Vitregiile vremii și-au pus amprenta asupra zidurilor bisericii, astfel că, la dorința credincioșilor, în anul 2002 am dat binecuvântare să se zidească o nouă poartă a cerului, lăcaș sfânt de închinare. Ideea zidirii unui nou lăcaș s-a înfiripat
și a demarat încă din timpul slujirii părintelui Constantin Cărușu, dar s-a continuat prin străduința preoților ce au urmat în slujire, preotul Valentin Chircu și preotul Daniel Mașala. Din iunie 2016 am numit la această parohie pe tânărul preot Răzvan Gânscă, sub coordonarea căruia au fost finalizate lucrările de zidire și înfrumusețare ale acestei biserici. Lăcașul de închinare a fost ridicat din cărămidă în plan treflat, cu turlă centrală și două turle pe pronaos și un pridvor. La interior, pereții au fost pictați în tehnica fresco, s-a montat catapeteasma din lemn de stejar sculptat și s-a mobilat cu strane și mobilier. Întreaga lucrare s-a realizat cu sprijinul ienuriașilor, al Consiliului Local al Primăriei Livezi, precum și al unor oameni de bine ce au dorit să se înscrie în rândul ctitorilor de lăcașuri sfinte. Din milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 29 septembrie, anul Mântuirii 2019, în Duminica 19-a după Rusalii, sfințim acest chivot sfânt noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment de sărbătoare sunt prezenți preacuviosul Părinte Arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ, preacucernicul preot Ioan Bârgăoanu, protopop al protoierie Unești, preoți din parohiile vecine, oficialități județene și locale, precum și numeroși credincioși de aici și de prin comunele din apropiere. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit această sfântă biserică. Scrie, Doamne, în cartea vieții pe iubitorii lăcașului Tău celui sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor, fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Semnează ierarhul locului înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, alături de părinții slujitori și de domnul primar Sorin Ichim. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Părinte Arhiepiscop Ioachim, preacuvioase Părinte Arhimandrit Vicar, preacucenici părinți, preacucenice Părinte Paroh, domnule primar, iubiți credincioși și credincioase, după cum bine vedeți, bucuria aceasta este atât de frumoasă încât și ziua aceasta ne zâmbește atât de frumos. Peste aceste frumoase clipe de muncă, de osteneală și de multă stăruință la Dumnezeu, a rânduit înalt preasfințitul nostru ca să se ridice acest locaș de cult cu hramul izvorul tămăduirea cărui Hristos l-am ascultat. Trebuie amintit încă o dată faptul că aici au fost rânduiți mai mulți preoți care au început, au continuat și au făcut să pună cărămidă peste cărămidă, osteneală și lacrimă de bucurie și de durere, dar toate s-au făcut prin osteneala, grija și ajutorul dumneavoastră a celor care sunteți în această comună și acest sat binecuvântat. Vă mulțumim tuturor pentru această dragoste pentru Hristos și pentru Biserica Lui. În sensul acesta aș aminti cu binecuvântarea înalt preasfințitului au slujit aici Părintele Ioniță Florin, Părintele Constantin Cărăușu, Părintele Ciprian Coșa, Părintele Valentin Chircu, toți contribuind ca această biserică încet, încet să se ridice și vreau să vă spun că săptămânile trecute am fost la acest locaș și și avem în vedere ca acesta să se repare în așa fel sau dacă nu să se găsească soluțiile potrivite, oricum icoanele patrimoniu sunt în grija celor care se ocupă de această însărcinare din partea patrimoniului bisericesc. În alt preasfinția voastră, în cele ce urmează avem trei momente principale pe care aș vrea și pe care le-ați binecuvântat în programul acesta. În primul rând oferim o diplomă de vrednicie unui preot vrednic al acestei parohii care a început, să spunem, această lucrare de sfințire a acestui sfânt locaș și vom aminti acest lucru. Urmează cuvântul părintelui paroh și totodată distinția pe care și părintelui o veți oferi și vom citi, doar vom nominaliza pe topiatul Onești, luând act de strădania și binecuvântata lucrare ce s-a săvârșit aici.
oferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie preacucernicului părinte Daniel Mașalam, preot capilan la penitenciarul Bacău, pentru râvna, dragostea, coordonarea și implicarea în proiectul de zidire a acestui sfânt locaș. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dăruiască slujire rodnică. Semnează arhiepiscopul nostru, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă mulțumim în adresa voastră. Vrednic este. Doamna preoteasă a ajutat mult aici lângă Părintele și de aceea îi ofer această icoană care este icoană emblematică a Eparhiei Romanului și a Bacăului, icoana cuvioasei Parascheva, care ar trebui să o aveți toți pentru faptul că toți credincioșii din Eparhia Romanului și a Bacăului aparțin acestei icoane, ea veghind Sfânta Parascheva din cer prin icoana aceasta în toate casele credincioșilor noștri. Oferim Doamne prioritățile pentru faptul pentru a o pune într-un colț al casei. Recunoștință și mulțumim. Amin. Pentru spiritul dumneavoastră, obiectiv și iertător. Mai ales că Dumnezeu nu iartă, trebuie să iertăm și noi. Dar vă mulțumim, Părinte. Acolo nu se vorbește de care unde lucrează acum, Părinte. V-aș ruga niște aplauze de suflet pentru Părintele Daniel. În altă asinția voastră, la propunerea noastră, a protopopiatului Ionesc și a preoților, v-am rugat să oferiți o distinție părintelui profesor de religie și slujitor preot paroc la această parohie și vă mulțumim. Gramată chiriarhală, noi Ioachim din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel care spune că preoții își țin bine dregătoria și să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici care se împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească. Hotărâm preacucernicului preot Răzvan Gâzcă, de la parohia Izvorul Tămăduirii, satul Bălăneasa, protopopiatul Onești, județul Bacău, comuna Livezi, să îi se confere rangul onorific de econom stavrofor, cu binecuvântare arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144 litera C din statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se înmânează acest act întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului astăzi, anul Mântuirei 2019, luna septembrie, ziua 29, ca semn de recunoaștere a vredniciei sale în activitatea pastoral-misionară desfășurată, rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L întărească într-o slujirea Bisericii lui Hristos. Semnează arhiepiscopul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Porocit în al preasfințite stăpâne spre unui Dumnezeu preotul Răzvan ce vi se aduce înainte spre a fi hirotăsit econom stavrofor pe seama parohiei Izvorul Tămăduirii, satul Bălăneasa, comuna Livezi, protopopiatul Onești. Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciunele economisești și prin economia Ta ce după trup a lucrat mântuirea noastră. Cel ce pe înțeleptul econom care bine ai voit l-ai lăudat ca pe o stăpân al casei, binecuvintează și pe robul tău acesta, preotul Răzvan, spre a se face econom stavrofor. Și îl împuternicește și îl întărește pe dânsul, ca într-o credință, într-o înțelepciune și cu bună plăcere, să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor care bine au întrebuințat talanții, se scape de rușine de care trebuie să fugă
și de osânda slujicele viclene care cu lenevire și-a îngropat talent. Cu rugăciunile și soririle prea binecuvântate născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, că s-a binecuvântat, s-a preamărit într-un tot ce în sus de mare cu Dumnezeu tău, al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Smerenia noastră prin harul într-un tot Sfântului Duh te hirotesește pe tine, preacucește preote Răzvan, iconom Stavrofor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este? Vrednic este! Dignus este! Dignus este! Dignus este! Dignus este! Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Și vă oferim și noi, deci, aceeași icoană pe care o ofer fiecărui preot în parte, familiei preotului. Și amin. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și evident că tot astăzi, la propunerea Părintelui Paroh, am rânduit că să oferim niște diplome de vrednicie celor care au sprijinit în deosebi lucrarea aceasta, care și-a împlinit astăzi un soroc. Și iată, vom da citire și acestor distinții, urmând ca într-un cadru solemn, Părintele le va oferi celor care au binevoit să participe la înfrumusețarea casei lui Dumnezeu. Ascultăm. Vă mulțumim, înalt preasfinția voastră, după muncă și răsplată, și mulțumim tuturor celor care ajută și sprijină biserica noastră ortodoxă și locașele de cult. Vă mulțumim! Diplomă de vrednicie. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând cuvântul Sfintei Scripturi, care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar este același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate întru toți, ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre drept măritoare înmulțesc talanții primiți de la prea milostivul Dumnezeu, arătând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre Domnului Sorin Ichim, primarul Comunei Livezi, pentru dragostea manifestată și sprijinul acordat la zidirea Bisericii Izvorul Tămăduirii din parohia Bălăneasa, Comuna Livezi, protopopiatul Onești. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Semnează Ioachim, arhiepiscopul Roman și Bacăului. Vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Aceeași prețuire din partea arhiepiscopului nostru, domnului Ioan Burlacu, epitropul bisericii. Diplome de ctitorie doamnei Vasilica Sândel Andrei, doamnei Florea Andrei, cu felicitări, domnului Ioan Hazaru, domnului Ioan Busuioc, domnului Toader Munteanu, domnului Eugen Cioacă, domnului Vasile Roman, tuturor, și mai sunt și altele, Părintele vi le va oferi într-un cadru festiv.
aplauze, mulțumim tuturor și felicitări. Mulțumim tuturor pelerinilor și toată dragostea. În al preasfinția voastră, preacucernice Părinte Protopop, preacucernici frați preoți, preacuvioase Părinte Arhimandrit, stimați invitați și drept măritori creștini, în această zi frumoasă de toamnă trăim o negrăită bucurie, pentru că dacă acum mai bine de două decenii se punea piatra de temelie la acest lăcaș, iată astăzi se săvârșește sfințirea lui. Acest eveniment are o semnificație deosebită, deoarece Biserica de Zid ne reprezintă pe noi, Biserica cea vie a lui Hristos, cler și popor. Zidul, biserica, lăcașul de cult, așa cum spune una dintre rugăciunile de început ale slujbei de sfințire, ne închipuie pe noi care suntem comunitatea rugătoare. De aceea, oricât de frumoasă ar fi o biserică, frumusețea ei se împlinește numai atunci când ea este plină de credincioși. Și aceasta, deoarece noi în această biserică ne pregătim pentru viața veșnică. Aici este arvuna vieții veșnice. A fost o dorință a enoiașilor acestei parohii să se zidească un nou lăcaș de cult, pentru că vechea biserică construită în anul 1854 ajunsese într-un stadiu avansat de degradare. Astfel, în anul 1996 s-a pus piatra de temelie a noii biserici de către Părintele Constantin Cărăușu, care a urmat Părintelui Florin Ioniță. Apoi lucrările au continuat cu Părintele Ciprian Coșa, urmând ca în perioada anilor 1998-2000, sub coordonarea Părintelui Valentin Chircu, construcția să ajungă la centură. În anul 2002, Părintele Daniel Mașala a dus mai departe zidirea ei, astfel încât în anul 2009 a fost săvârșită prima slujbă în noua biserică. Din vara anului 2016 au fost continuate lucrările de pictură, biserica a fost dotată cu mobilier și sistem de încălzire nou, au fost montate camere de supraveghere, s-a săvârșit construcția clopotniței și a celorlalte anexe. Mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile sale cele bogate revărsate asupra noastră în acești ani. Mulțumim în al preasfinției sale părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru binecuvântările pe care ni le-a oferit, pentru grija și dragostea părintească pe care o are față de noi, părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, preoților care au slujit la această biserică, domnului primar Sorin Chim și întregii administrații locale, domnului inginer Gheorghe Fesan și familiei sale, ctitorilor, enoriașilor și tuturor celor care din dragoste de Dumnezeu ne-au ajutat de-a lungul vremii. Rugăm pe Dumnezeu să vă dăruiască tuturor sănătate, pace, bucurii și întru toate bună sporire. Amin. În semn de prețuire, în al preasfinția voastră vă oferim această icoană. Să vă binecuvinteze pe toți și Maica Domnului să vă dăruiască sănătate din izvorul ei de binecuvântare și de slavă, pentru faptul că Maica Domnului este totuși icoana bisericii și trebuie să fie și icoana sufletelor noastre. Să mergem! Cântăm cu toții, mântuiește Doamne poporul Tău și ne îndreptăm toți către colina pe care este așezată biserica. Vorbește, mă, că ne-am cu slujbă până acum, dar asta s-a slujit în 2 ani.
înțelepți mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Într-un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, anunția și stăpânele, cinstita preoțime și cea întru Iisus Iacolime, pentru poterul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Puterea cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ție, Doamne, se cuvine toată slava, cinstea și încrejunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfânta Domnului înaintea cerului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și-a ridicat mâinile la cer și a zis, Doamne, Dumnezeul Israel, nu este Dumnezeu asemenea Ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. De vreme ce nici cerul și nici cerul cerurilor nu te cap, cu atât mai puțin legatul acesta, pe care l-am zidit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea rogilor Tăi și la cererea lor, Doamne Dumnezeu nostru, ascultă zigarea și rugăciunea lor cu care le roagă astăzi. Să fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea, spre legatul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis, numele Meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robii Tăi se vor ruga în locul acesta ziua și noaptea. Să ascult rugăciunea robilor Tăi și a poporului Tău, când ei se vor ruga în locul acesta. Să ascult în locul șederii Tale cei din ceruri, să ascult și să miluiești. Sfinților mucenici, care bine vă se și v-ați cunoscut, rugați-vă Domnului
înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Thank you.
barba veșmintelor lui, pe marginea veșmintelor lui, aceasta să fie ca roa e mort. Unde este unire? Acolo a fugit Domnul și vine cuvântarea și viața până în vea.
de David și de toate blândețele lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov, nu voi intra în lăcașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genilor mele dormitare și odihnă tâmpelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locașul Dumnezeului lui Iacov. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iahar. Intravăm în lăcașurile lui, închinare vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o dihna ta, tu și chivotul sfinții tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. De pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David, adevărul și nu-l va repeta. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. Te vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. A ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi bine cânta foarte. Pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David. Gătita în făclie unsului meu, pe vrășmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine. Iar peste dânsul va înflori sfințenia mea. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețele lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în lăcașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele de odihnă. Să luăm aminte! Se pecetuiește altarul acesta Sigiliu al Episcopiei Romanului și Bacălui. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cel ce locuiește într-o lumina cea neapropiată și ai cerul scaun,
care a înștegut picioarele Tău. Pentru Sfinții și întru tot lăudații Tăi apostoli, ai noi slujba în cu și darul corpului cel adevărat și prin trânsul Sfintele Biserici și jertfele cele Tale, Doamne, al puterilor, în tot pământul ai așezat, ca să te aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel care ai binevoită să ridica biserica aceasta într-o cinstea și pomenirea izvorului tămăduirii Maicii Domnului, spre slava Ta și a unui născut Fiului Tău și al Preasfântului Duh. Tu însuți separată fără de moarte de torul de lucruri mari, auzi-ne pe noi, care ne rugăm ție și trimite harul Preasfântului Duh ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lângă Ta cea veșnică, alege-o rocaștie, fă-o scauna slavei Tale, împodobește-o cu darurile cele dumnezești mai presus de lume, fă-o să fie inima învitoranților, leguire pătimitorilor, bolnavilor, scăpare, diavolilor înfricoșat. Să fie ochii Tăi îndreptați spre ea ziua și noapte și urechile Tale luând aminte, spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucerecie vor intra în ea și vor chema în tot ce este și prasă pentru Tău Domnul. Ne vor cere de la Tine Tu să auzi în cer, să faci mire, să le fii milostivă. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită, iar jertfele cu acesta arată la fi Sfânta Sfinților cu puterea Duhului Sfânt. Preamărește-L mai mult decât jertfele cu legii cele vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe El în Sfântul și mai presus de cerul și înțelegătorul Tău, jertfele. Să ne dea nouă darul umbrinii Tale cele preacurate. Tot răzim, Doamne, nu pentru slujba nevoastră, nevrencilor noastre mâini, și pentru a Ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții s-au pomenit. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Veniți de primit lumină. Lumina,
Sfânt și Mare Părinte, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și icoanele zugrăvite într-un dânsul, prin stropirea cu apă sfințită, ca să se facă jertfele aceia fără de strânge ce se vor aduce ție pe el,
de preacuratul și cinstitul sânge al unii ale Sfântului Tău, ale Domnului și Dumnezeului și Cântuitorul nostru, Iisus Hristos, spre mântuirea întregului Tău popor și ale Împărăției noastre. Că Tu ești Dumnezeul nostru, să-i slavă în Țări, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru a pentru că Tatăl în anul să se înțelegă, dar Doamne, nu vă sfiește-mă. Din plicirea dușmanilor mei, de dreptate legile care. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Te ești, Doamne, Te ești, Doamne, Te ești. Dacă simțite stăpâne, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, ale Sfinților pentru tot lăudatelor apostoli, cu rugăciunile Sfântului Ioan Gredeaua, care este Sfântă Liturghia în sfârșit, cu rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva și a cuviosului Antifa de la Călapodești, o profetorie parfiei noastre, ale Sfântului Binecredincios, Voievod Ștefan cel Mare și ale tuturor Sfinților Români. Să ne mântuiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Preacucenici părinți și fiți credincioși, și credincioase, nu vă lungi cuvântul meu pentru faptul că unii credincioși doresc să se închine în biserica lor, pe care în mod solemn am redat-o astăzi cultului nostru ortodox. Deci orice se va face în biserica aceasta va fi împlinit de Dumnezeu, dacă cei care asistă la ceea ce se face aici vin cu inima aceea deschisă și cu floarea sufletului deschisă ca să primească harul Sfântului. Harul Sfântului duse, varsă de la Dumnezeu prin mai multe căi, căile Sfinților Tăi, Sfinților Tăi. Dar tot de aici vine și ajutorul. Amintiți-vă că în psalmă că se spunea, se spune, suflete al meu, urcă-te la munte, că de acolo vine ajutorul. Deci ajutorul meu este de la Domnul, căci El a făcut cerul și pământul, El a dat posibilitate ca mâinile noastre slăbănoase să facă, să ridice acest local de închinare, care, așa cum am spus și o spune mereu, devine o scară a cerului, pe care se coboară Dumnezeu în chip nevăzut și ne hrănește cu ce avem nevoie și totodată devine scara pe care noi urcăm către cer, după ce ne-am împărtășit de bunătățile sale, care le-a dat în mod plenar și gratuit în biserica aceasta. În slavă lui Dumnezeu, felicităm încă o dată pe cei care au binevoit să fie ctitori în oitor. Dumnezeu te stilește. Dar în orice caz te inspiră ca tu, în plenitudinea forțelor tale intelectuale, culturale, știu eu, și pur comunitare, dorești să participi la lucrarea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu participă la lucrarea ta. Ce sinergie, ce legătură a lăsat Dumnezeu cu noi. Iată, al unui preot care se slujească sau să devine miniștri ai Tainelor lui Dumnezeu. Deci, iată, a fi ministrul lui Dumnezeu nu este ușor. Dar jugul meu, spune Hristos, nu este greu, ci ușor. Atâta vreme cât te împărtășești din energia Lui, ești branșat la puterea Lui cea dumnezeiască și toată conștiința ta lucrativă, ființitoare, învățătoare, vine de la Dumnezeu, noi fiind, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, slujne nevrednice, care încercăm să mergem pe cărările mântuirii. Deci, slavă lui Dumnezeu pentru toate și sperăm ca în comuna aceasta să fie terminată și celelalte biserici, că și mai avem comuna Liveni. Este o comună într-o tot aparte, atipică pentru mine, ca era atunci când am venit în anul 2000, în slujirea care mi-a arătit-o Dumnezeu în evazia aceasta. E bine, am găsit câteva comune și sate fără biserică. Eu știu că la români pot să fie sat fără cânt, dar nu sat fără biserică. Și atunci, poate în contextul acesta, am rânduit inspirat și din alte lucrări ale erarilor noștri vrednici, ca să facem acel știu eu, acel deziderat, în fel sau un dicnot, nici un stat fără biserică. Și chiar dacă unele state se desfințează, datorită globalizării,
mondializării și ducerii pe cărei românilor pe toate meridianele pământului, e bine, biserica trebuie să rămână permanentă. Această biserică a fost totdeauna panastiunea poporului. Și orice pâlcea, orice lucrare, orice împlinire, orice lucru material sau spiritual, îl dăm bisericii, acela se înveșnicește și aparține patrimoniului spiritual al naturii din care facem parte, cum știți, poporul român este creștin din sorcintea sa. Deci de aceea zic eu că atunci când cineva se împlinicește să fie ctitor de biserică, atunci înseamnă că este, se poate considera urmaș al voievozilor, ctitor de locașuri sfinte, precum și al moșilor și strămoșilor noastre care ne-au lăsat un tezeu spiritual incomensurabil, pe care noi nu avem dreptul să-l rupem, să-l înstrăinăm și să-l păstrăm cu toată forța și atenția. De aceea, nimeni nu are voie să rupă pecețile credinței cu care ne-am pecetuit în vremea botezului și totodată nu avem voie să părăsim credința și biserica care a condus pe înaintașii noștri către limanul Mântuirii și ne conduce și pe noi atâta vreme cât suntem conștienți de lucrarea noastră în biserică. Fericitând pe toată lumea, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să reveste Harul Său Sfințitor peste biserica aceasta și peste cei care vor intra cu credință în prudență. Sperăm că în ziua de astăzi, când am spus, este sărbătoarea sărbătorilor acestei biserici, să intrați cu rânduială, cu bună răbdare și cu rugăciunea în minte, până ce veți ajunge în fața altarului, unde sărutând Sfintele vaste care sunt acolo și Sfânta Carte, Evanghelia, e bine, după aceea, să vă rugați pentru ca sufletele voastre să se întărească, să se reînnoiască ca un templu al Duhului Sfânt și totodată vă rugați ca acest templu să fie locuit de puterea lui Dumnezeu și de lumina Lui. Totodată, rugați-vă pentru cei care au plecat pe diferite meridiane ale Pământului și nu au posibilitatea să intre într-o biserică să se roage. Putem păstra comuniunea și comunicarea Lui prin Hristos. Când dați un telefon printr-un satelit, noi conectăm pe oricine de pe planetă și poate oriunde nu. Sau în cosmos. Ei bine, tot așa comunicat cu cei de aproape ai voștri, prietenii voștri. Pentru faptul că, într-un fel sau altă, sperăm să-i menținem în ocolul acesta mare al spiritualității noastre ortodoxe românești și totodată să promoveze și ei cutumele, obiceiurile frumoase care împodobesc pe noastră ortodoxie. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate, binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Amin.
Intrați, intrați.